Începând cu data de 12 octombrie, circulația pe linia Expreso va fi reluată în zona care s-au desfășurat lucrările de modernizare la magistrala de apă DN1000, răspunzând nevoilor exprimate de locuitorii din cartierele Plop și Cunț. Începând de luni 14 octombrie, pe linia Expreso 8 vor fi introduse autobuze electrice. Acestea vor contribui la îmbunătățirea confortului călătorilor, oferind un transport modern și adaptat cerințelor actuale. Pentru a permite circulația autobuzelor articulate, traseele liniilor Expres 8 și 21 au fost reconfigurate după cum urmează. Linia Expres 8 va circula în zona Plopicunț pe traseul strada Iosif Vulcan, strada Câmpului, strada Torac, calea Moșniței, strada Albăstrelelor, canal Bega, strada Rudolf Walter, strada Câmpului, strada Iosif Vulcan. Linia 21 va urma următorul traseu în zona Plopicunț, strada Iosif Vulcan, strada Rudolf Walter, canal Bega, strada Martir Cornel Popescu, strada Parcului, strada Iosif Costișan, strada Cocorilor, strada Martir Cornel Popescu, strada Tincu Velea, strada Tatauancea, strada Albăstrelelor, calea Moșniței, strada Câmpului, strada Iosif Vulcan.